Săptămâna asta a fost una destul de încărcată în materie de evenimente, dar unul ne-a atras atenția în mod deosebit, deși nu este direct tech-related, dar el ne arată în ce direcție se îndreaptă în acest moment companiile de tehnologie. Este vorba despre Romanian Fashion Week, care a reunit creatori și designeri români, dar și companii din tehnologie. Este vorba mai exact despre Intel și Lenovo. Acest eveniment ne-a arătat faptul că în tehnologie, în acest moment, companiile reorientează accentul dinspre performanță și capabilități, înspre design și user experience. Este al doilea an în care Intel decide să fie alături de Romanian Design Week, un eveniment special dedicat designului românesc. Al doilea an în care aducem tehnologia în cadrul Design Week. E un eveniment care durează o săptămână, intrarea este gratis și oricine dorește între 10 dimineața și 10 seara poate veni să viziteze expoziția pe care anul acesta o organizăm împreună cu partenerul Lenovo. Astăzi, practic, a avut loc conferința de presă pentru expoziția noastră, care se numește generic Intel and Lenovo for Fashion. Ce ne-am propus pentru acest eveniment împreună cu Lenovo a fost să realizăm un proiect de digitalizare a istoriei modei românești din ultimul secol. Cred că acum vreo 10 ani de zile, în momentul în care discutam de tehnologie, ne fream la performanță. Sigur, tehnologia este foarte importantă, că până la urmă vorbim de viteză de procesare, vorbim de capacitate de memorie, vorbim de capacitate de stocare, pentru că din ce în ce aplicațiile pe care le folosim necesită din ce în ce mai mult putere de calcul. Pe de altă parte, contează foarte mult sentimentul pe care îl ai când îl atingi. Lenovo, foarte atent la schimbările pieții, știți foarte bine că acum 4-5 de ani de zile am schimbat practic motoul Lenovo și l-am făcut Lenovo for Zhou Sudu. La momentul respectiv spuneam că producem tehnologie pentru cei care fac ceva cu tehnologia respectivă. Deci mesajul nu mai era de cât de tare procesorul, cât e, ci la ce poți să folosești produsele pe care le face Lenovo. Cu cât ne apropiem de zilele noastre, în special datorită exploziei pe care le-au avut tabletele și smartphone-urile, inclusiv echipamentele de tip notebook, trebuie să se acordeze, să se sincronizeze, să rezoneze cu utilizatorul. Pentru că s-ar putea de multe ori să-mi iau ceva care se asortează cu hainele pe care le port. S-ar putea, și zici foarte bine, gestul normal, că până la urmă aș putea considera că smartphone-ul în special, chiar și tableta la un moment dat, poate să fie ca un element de recuzită, pentru că de obicei când mă duc, îl arăt, îl etalez. Practic oferim pieței, da, o tabletă și un notebook în același dispozitiv, se pot schimba 4 moduri de utilizare foarte ușor și practic ai un calculator care îl poți folosi atât ca relaxare cât și la serviciu. Consumatorii își doresc tot mai mult ca tehnologia să facă parte din stilul lor de viață. Cel mai bun exemplu în acest sens sunt dispozitivele wearables. Desigur, evenimentul de astăzi a fost despre laptopuri, mai ales laptopuri cu ecran tactil, dar care, dacă te uiți foarte atent la designul lor, spun ceva despre design, despre stil personal, sunt integrate în imaginea consumatorului și atunci, în mod cert, în 10 ani o să avem cu totul alt tip de conversație pe subiectul modă și tehnologie.